Ziua Internațională a Sănătății Mintale și uite, am decis să nu mai bagatelizăm această formulare și să vorbim chiar cu specialiștii. Prietena noastră, Ionanda Crețescu, este psiholog clinician. În zi de luni v-ați obișnuit să o vedeți la Neața. A sosit și astăzi în platou. Unu, să marcăm această zi și doi, să marcăm și trei ani de Deprehab, primul hub antidepresie din România, făcut acum ceva vreme. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc frumos! Sunt două linii la Deprehab, una pentru adulți și una pentru adolescenți și o să explicăm imediat de ce sunt cele două linii. Trei ani de Deprehab. Pare așa de mică cifră și atât de multe lucruri. În 2018 mi-am dat seama că meseria mea și a colegilor mei, care noi lucrăm cu intervenție, facem intervenție în sănătate mentală, indiferent de patologie, indiferent de probleme care se confruntă oamenii. Asta face un psiholog, asta fac și colegii noștri psihiatri. Numai că frecvența cu care apărea un cabinet depresie, anxietăți, era unul alarmant. Și atunci am spus că cred că e datoria mea și a colegilor mei din Breaslă să facem și prevenție. Și atunci a apărut acest proiect, primul hub antidepresie din România, Deprehab, și am prins exact pandemia, când aveam nevoie mai mult decât orice. Așa am reușit să fim primul helpline anti-anxietate în pandemie. Și atunci am ieșit un pic din granițele României, am făcut această linie să fie accesibilă și pentru diaspora și, într-adevăr, am reușit să sprijinim foarte mulți, foarte mulți oameni. O facem în continuare, pentru că Deprehab-ul nu este doar un proiect care are aceste două linii, are o echipă întreagă de psihologi, de psihiatri. Anul ăsta ne-am înnoit și cu o clinică fizic, o clinică nouă, iar 2022-2023, în fiecare an avem câte o cauză. Dacă am avut cauza tinerilor și a intervenției către tineri, acum vrem să facem prevenție și educație și dăm drumul la un proiect nou pentru corporații, prevenție în corporație, el se va chema RESET, și ne vom duce să facem campanii așa, la firul ierbii, în licee, în universități și în corporații, pentru a putea crea awareness, conștientizare și educație vis-a-vis de această sănătate mentală, pentru că România suferă. Suferă, da, depresia nu mai e de mult un moft. Noi așa am crescut cu textul ăsta, hai, ți s-a urât cu binele, pune mâna și vezi de treabă, că n-ai nimic, pânte în soli trece. Dacă îți trag una, știi cum te liniștești. Da, vrei motiv să plângi, stai că îți dau eu motiv de plâns. De-aia sunt și așa început de prehabul cu două linii, una pentru adulți și una pentru adolescenți. A început întâi cu o linie, 2019. Înțeleg că depresia asta nu e la fel pentru... Nu este la fel și nici măcar instrumentele de intervenție nu sunt la fel. Pentru că dacă noi adulții putem să decidem dacă ne ducem către specialist, copilul nu are aceeași libertate, este intermediată prin părinte sau tutore. Și atunci noi intrăm într-un mecanism de apărare, noi părinții spunem nu, dacă copilul meu are depresie, înseamnă că eu am greșit cu ceva, deci nu are. Da? Aha, acolo și nu ne ducem. Da, credem că, bineînțeles, limbajul colocvial, depresie înseamnă tristețe, înseamnă o toană proastă, înseamnă nevoie de a cere atenție. Greșit. Care sunt semnele că avem un copil depresiv? Sunt multe. La depresia la copii, la tine, la adolescenți arată diferit decât la noi, pentru că ei au emoții cu amplitudine mare. Ei când suferă, suferă foarte tare și când se bucură, se bucură foarte tare. Și atunci sunt mascate simptomele depresie, izolare, distractibilitate, focus doar pe o singură activitate, chiar dacă altădată îi plăceau alte activități, tulburări alimentare, tulburări de dispoziție, tulburări de somn și noi ne păcălim. Noi credem că dacă stă până la 2-3 noaptea, sigur e de la telefon, sigur e de la TikTok sau de la WhatsApp. Nu, el este trist și este cumva demisionar. El nu mai are încredere că noi adulții îl mai credem sau că mai putem asigura suportul. Dar la ce vârstă putem vorbi de depresie? Că mi se pare îngrijorător așa. Da, și nouă începe să ni se pară îngrijorător, pentru că statisticile pe care noi le-am făcut, și avem un lot aproximativ de 5.000 de persoane, vârsta medie a scăzut. Noi vorbim acum de anxietate și depresie în jurul de anxietate 16,6 ani, depresie 16,8, iar
suicid 15,7 ani. Medie. Deci ceea ce arată că sigur avem subiecte care sunt sub această medie, bineînțeles. De aceea noi ne-am propus să facem educație, adică să reușim să construim niște sisteme care să prevină această patologie. Putem să tragem o concluzie? Depresia se vindecă. Depresia este o boală. Depresia este mincinoasă. Ea îți spune doar ce vrea ea să auzi, că este greu, că e neputință, da? Că viața este văzută în negru și că ea are propria ei poveste și e important să o ascultăm, pentru că depresia este până la urmă o soluție a minții noastre față de dificultatea vieții pe care noi o trăim în acel moment. Da? Mulțumim tare mult, Iolanda Crețescu, psihologă clinician. O puteți găsi printr-un simplu search pe Google. Acolo platforma cu totul vă stă la dispoziție și întâlnirile cu specialiștii, nu doar astăzi de Ziua Sănătății Mintale, ci și constant în viețile voastre, ar fi de preferat. Mulțumim că Mulțumesc și eu. Să aveți o săptămână nemaipomenită. Așa ne anunță Bianca. Noi toți vom avea o săptămână nemaipomenită.